Denisa Popa în duet cu Mihaela Gurău. Hai cu spor și sănătate! Bună seara, felicitări! Bună seara, mulțumim frumos! Ce ne spui despre această minunată domnișoară? Denisa este o fată frumoasă, talentată, în același timp foarte ambițioasă și asta pentru că destinul ei a fost unul greu încercat și bănuiesc că știți că a fost crescută de bunica ei de la vârsta de 10 luni. Sunt foarte emoționată pentru că am cunoscut-o și pe bunica Denisei și mi-a spus cu lacrimi în ochi că își dorește ca să-i crească măcar un copil al Denisei. Ceea ce m-a impresionat foarte tare și mă gândeam și la faptul că nimic nu e întâmplător în viață și că acest destin greu încercat a făcut din această fată cu un chip blând și atât de zâmbitor, a făcut din Denisa o fată puternică, foarte, foarte ambițioasă, pentru că Denisa acum la 19 ani este instructor de not.
face parte dintr-un ansamblu popular unde și cântă, și dansează, face lupte și mai mult decât atât, Denisa, aș dorește o carieră militară. Și se leagă cumva se cu leagă tine. Se leagă cumva și cu mine. Și eu îi promit că de acum încolo voi susține tot ceea ce face și chiar o rog să-mi ceară sprijinul și ajutorul pentru că voi fi lângă ea. Vreau să-i urez mult succes în tot ce face și sunt sigură că Dumnezeu o va ajuta să ajungă exact acolo unde își dorește și exact acolo unde merită. Doamne ajută, te pup, te iubesc și mulțumesc mult succes! Mult. Mulțumim și noi, Mihaela, mulțumim tare mult mulțumesc pentru mult că ai fost tot alături astă seară. Mulțumim, mulțumim. Pleci de aici cu lacrimi în ochi și da, bucură da, foarte tare da, că înseamnă că a fost un moment da, special și pentru tine. Mulțumesc, mulțumim, mulțumesc tuturor! Doamne ajută, cele bune, mulțumim! Hai să auzim ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog. Faptul folcloric e un fenomen viu, dinamic și are calitățile viului. Când suntem speriați, spaima de a fi părăsit nu ți-o poate da decât muzica atunci când nu mai ai. Păi ei nu i-a părăsit muzica. Eu totdeauna când mă culc am mai spus asta, fac câte o cruce și Doamne dă să mă trezesc mâini dimineață cu glas. Vă felicit! Mulțumim foarte mult, Elize Stan. A fost frumos și după opinia mea chiar a fost un plus față de prima probă, pentru că a fost o simbioză perfectă. Ți-ai ales bine și partenera de cântec, pe Mihaela Gurău, și ți-ai ales bine și cântecul. Bravo! Vă mulțumesc! Mulțumim! Mircea Dinescu, vă rog. A fost super, mi-a plăcut foarte tare. Și mulțumim. Doamna profesoară și eleva. Mulțumim! Cornelia! Grozave! Ai ales piesa foarte bine, ați creat un spectacol foarte frumos aici pentru noi și pentru telespectatori și vreau să mai spun că tu ești așa ca o bucurie, ești toată în zâmbet, îți trăiești cântecul cu totul, deci face din numeri când cântă, dă din... Da, ea trăiește cu totul. Bravo, ești o bucurie și ești o fată minunată, te felicit. Mulțumim. Mulțumesc mult. Niculina? Da, eu cred că ai și studiat foarte mult felul în care interpretează Mihaela Gurău. Te-am auzit și pe strigătură exact ca Mihaela, și inflexiunile da, sunt exact ca ale ei. Este clar că ți este un exemplu și poți să-ți faci ideal din imaginea ei și să mergi către ea. E frumos ce ați făcut împreună și o doresc din suflet să se împlinească tot ce visezi, pentru că meriți. Vă mulțumesc da, mult! Mulțumim! Mulțumim și noi! Succes și ne revedem la proba a treia! Succes! Spuneți-mi, ai adevărat ce a spus? Că vreți să creșteți și copilul? Da. Păi mai aveți forță? Da. Și nu vă e frică că o să fie greu? Nu. Nu v-a fost greu cu ea? Mi-a fost greu, într-adevăr, că de la 10 luni jumătate lucrez, da, dar în drăsele așa și frumos. Pentru că am fost toată țara cu ea la not, peste tot, pe la cântări, hai mama e cu mine. Așa că noi am fost, nu am fost cum cadouri surori. Nepoțica asta mi-a adus multă bucurie și tristețe, că m-a fost bolnavă, foarte bolnavă. Dar acum mă bucur și nu plin mai culegeți. Culegeți roadele da, acum. Chiar, că, chiar așa e. Să vă ține Dumnezeu sănătoasă. Mulțumesc mult. Ia uite-o! Bravo, Iubiri, bravo. Bravo ție. Felicitări și bravo. Pentru asta să crezi doi copii. Nu numai unul. Da? Acum n-am nici băiatul, da, pe copii. Da. Mai strapte. Băiat? Tu băiuțul mi-l găsești mă nu. Poftim? Găsește cum? Da. Pe toate drumurile, pe toate gardurile stau mai băieții. Mai ales cum e moda acum, Doamne. Mai ales dacă se face jandar. Cum e domnul moda acum? Foarte rea, foarte obraznică. Nu știu, dar pe când eram eu domnișoară, așa era ca acum te duci pe la baruri, pe la cluburi, pe baruri, pe la... Păi da, dar nu mergeați la horă? Nu mergeați în sat cu toți lăcăii în satul? Dar și cred că mama familie cu mățul. Păi da, dar și horele din ziua de atunci erau ca un fel de discotecă, așa, nu? Mama vine să te-am dus gardului. Hai casă, ca acum să duce. Bine, că nepoții că mai nu se duce, nu se... Alți copii sunt trei. Aveți emoții pentru proba 3? Știți ce se întâmplă în proba 3, știu, nu? Știu. Și aveți emoții? Un pic. Pe cine să nu extragă din bolul acela? Nu știu, nu spun. Da, e bărbat sau e femeie? Măcar ați să știu. Nu spuneți nimic? Dar nu-mi ceriți emoții, nu vă spun. Nu ne spuneți, nu ne spuneți. Bine, mulțumim frumos. Mulțumim frumos, baftă mult. Proba 3, doamne. Ați scăpat?
Ați scăpat? Spuneți mai tare. Vă spuneți mai tare. Ați scăpat. Am scăpat cu bine. Am scăpat cu bine. Bapte multe. Felicitări. Felicitări.